Altercație violentă într-o comună din județul Bistrița, Năsăud, supărat că iubita lui s-a întors la soțul ei și la copii. Un bărbat și-a adunat prietenii și au intrat peste rivalul lui în casă. De furia lor n-a scăpat nici femeia de la care a pornit întregul scandal. Ea a fost lovită și împinsă într-un șans de pe marginea drumului. 7 oameni au ajuns la spital în urma altercației. M-a bătut pe mine singur acolo, după a venit aici acasă la fratele meu și la bunicul. Pregătiți ca pentru război, atacatorii au năvălit în casa dușmanului lor comun. Certa a început într-un local. Au venit ei de la bar, toți beți. Au venit aici pe casă la mama, că au știut că noi suntem aici la mama. Și au venit cu țapinile alea de la pădure, că ei lucră la pădure. Bărbații au început să împartă pumnii în stânga și în dreapta. Depășiți numeric, soțul femeii, fratele lui, dar și bunicul lor au încercat să apere femeile și copiii. Și nu am auzit că se omor în fața căsă, doamnă, și am luat copii și am fugit în grar. O spart geamurile, o spart ușa, că nu-i și băieță mi-a afară din casă să vadă că de ce sparg ușile și de ce sparg casa și să nu le dea în cap la ei amici. Eu omor, doamne, cu țapinile, nu știu, cu ce le-o dat în cap. Totul din cauza unei femei. Eu am fost măritat, am avut doi copii. Au venit un nemernic de ăsta și acum ne-au bătut. Piste mine în casă și am dus cu el, am fugit cu el. Și acum m-am întors la copii, am stat o lună de zile cu el și m-am întors la copii înapoi. Și el deșiudă că deși m-am întors la copii înapoi, ne-au bătut, ne-au omorât. 5 ambulanțe au fost solicitate să intervină, iar medicii au îngrijit numai puțin de 7 victime. La locul solicitării am găsit 7 victime conștiente, cu traumatisme craniene, cu plăci multiple și policontuzionate. Rudele femeii spun că nu este prima dată când agresorii le fac probleme. Nu au fost arestați. Unul dintre ei, da, au fost arestați, alții condamnați cu suspendare. A izbunit o altercație sau agresare reciproc cu obiecte contundente. Bătăușii se vor alege cu dosare penale pentru distrugere.